Marți, 22 iunie, debutează examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei A8 a 8 în anul școlar 2020-2021. În județul Argeș, examenul se va desfășura în 123 de centre de examen în care sunt înscriși 4160 de candidați din 136 de unități de învățământ. Din cei 4.160 de candidați, 1.724 sunt din mediul rural, 2.436 din mediul urban, iar pentru 37 de elevi s-au aprobat cereri pentru adaptarea condițiilor de examen conform particularităților candidaților cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor. Examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a 8 -a în anul școlar 2020-2021 are ca element de noutate tipărirea în ziua de examen a subiectelor în formă de broșură pentru probele scrise la limba și literatura română și matematică.